Guvernul are în plan modernizarea celei mai aglomerate magistrale de metrou, Berceni-Pipera. Investiția este estimată la 1 miliard de lei, majoritatea din bani europeni, iar lucrările ar putea începe în luna iunie a acestui an după alegerile locale. Premierul Marcel Ciolacu a subliniat în ședința de guvern că metroul ar trebui să fie transferat de la Ministerul Transporturilor la Primăria Capitalei. Recent domnul Nicușor Dan a recunoscut că nu e pregătit să preia metroul la București, așa că sperăm ca din iunie Bucureștiul să aibă un primar capabil care să convingă guvernul că vrea și poate gestiona acest serviciu public esențial unei capitale europene. Preluarea companiei Metrorex de către municipalitate este dezbătută de mai mult timp. În vara anului 2022, Nicușor Dan declara că bugetul primăriei nu ar putea suporta subvenția anuală pe care o primește Metrorex. Asta în timp ce actualul ministru al transporturilor spunea că este de acord cu transferul metroului bucureștean la Primăria Generală. Ceea ce privește metroul, atâta timp cât vine cu tot cu subvenție, pentru că nu poți să... Subvenția anuală în momentul ăsta este undeva la 800 de milioane de lei. Nu, e ceva ce noi nu ne putem permite la bugetul așa cum arată acum. Sunt deschis la dialog în a transfera metroul la Primăria Municipiului București, pentru că eu cred că e soluția corectă dacă vorbim de acel sistem integrat de transport la nivel de București. Pentru anul 2024, Metrorex a estimat că are nevoie de o subvenție de 917 milioane de lei. Tot pentru acest an, în proiectul de buget al Primăriei Capitalei, din cele 10,5 miliarde de lei, atât cât este prevăzut bugetul total, subvențiile totalizează 2,16 miliarde de lei. În cazul în care compania Metrorex ar trece în administrația Consiliului General al Municipiului București, cheltuiala totală pe subvenții ar ajunge la aproape jumătate din bugetul propus. În prezent, Metrorex este în subordinea Ministerului Transporturilor, deci aparține ca finanțare de bugetul de stat, nu de cel al Municipiului București.